Salutare tuturor, bine ați venit pe eurounelte.ro. Astăzi vă prezentăm ciocanul rotopercutor ProCraft BH1600. Înainte de a începe, nu uita să apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu cele mai noi unelte. Ciocanul rotopercutor ProCraft BH1600 este gândit și proiectat pentru efectuarea lucrărilor complexe, dar și a celor mai simple. Ciocanul rotopercutor ProCraft oferă 1600 de W, ce dezvoltă 780 de rotații pe minut, fiind ideal pentru executarea găurilor cu diametru mare sau spargerea cărămizilor și a pereților pentru montarea de conducte, cabluri și nu numai. Ciocanul rotopercutor ProCraft BH1600 poate lucra în 3 moduri diferite în funcție de necesitățile dumneavoastră. Modul 1, modul rotire cu impact, excelent pentru foraj în beton, cărămidă sau piatră. Cu ajutorul acestui comutator putem comuta pe modul convențional, ideal pentru găurirea lemnului sau a metalului. Modul 3 este modul impact, necesar pentru distrugerea materialelor de înaltă rezistență. Pachetul ciocanului rotopercutor ProCraft BH1600 este alcătuit dintr-un manual de utilizare în limba română. Vine cu 3 burghiuri diferite pentru efectuarea găurilor în beton, de la 8 mm până la 12 mm. Vine cu 2 dălți diferite, o daltă cu vârful ascuțit, o daltă cu vârful lat. Vine cu o valiză din plastic pentru transport și depozitare. Vine cu o cheie împreună cu această vaselină ce permite ungerea mecanismului interior. În plus, vine și cu perii de rezervă. Pentru ungerea mecanismului din interior este foarte ușor. Avem nevoie de cheia ce vine în pachet plus vaselina. Este foarte ușor. Desfacem acest capac. Iar în funcție de cum utilizați acest ciocan rotopercutor de la ProCraft, este indicat periodic să utilizăm vaselina pentru a unge mecanismul din interior. Mandrina ciocanului rotopercutor de la ProCraft este una tip SDS, ceea ce înseamnă că montarea și demontarea burghiurilor sau a dălților se face foarte ușor.
Pentru mai multe informații despre ciocanul rotopercutor Procrav BH1600 și nu numai, consultați site-ul www.eurounelte.ro. Linkul acestui produs îl găsiți în descrierea videoclipului. Până data viitoare, dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi unelte, abonează-te la canalul nostru și distribuie prietenilor tăi. Vă mulțumim și vă urăm o zi bună!